Bună ziua! Bine ați venit la prima conferință de anul acesta de la organizația Partidului Social Democrat din Roman. Datorită unor aspecte care au apărut, am fost nevoit să convoc această conferință în timp destul de scurt, dar vreau să vă mulțumesc pentru că ați răspuns. Pentru că e la început de an, vreau să vă urez la toți un sincer la mulți ani, sănătate și multe împliniri în anul acesta. Totodată vreau să vă mulțumesc pentru modul în care ați reflectat în campania electorală oferta noastră electorală către cetățeni, faptul că ați fost ca și mass media, presă scrisă, presă vizuală, echidistanți, e un lucru care mă bucură și înseamnă că într-adevăr în Roman presa știe să, și mass media știe să-și facă treaba, adică aceea de a prezenta lucrurile așa cum ele sunt în realitate și totodată de a constitui un paznic, să spun așa, democrației și a lucrurilor bine făcute. Tema conferinței de astăzi are două aspecte, spun eu, foarte importante pentru oraș. Primul aspect este acel al alegerii de viceprimar interimar, deci să fim corecți ca nume, alegerea unui consilier cu atribuții de viceprimar, în urma plecării ca deputat a actualului primar ales de cetățeni, domnul Laurențiu Leoreanu, și a doua temă, care sunt sigur că stârnește interes, este cea privitoare la o creștere a prețului la gunoi. Așa cum toată lumea știe, în urma alegerilor parlamentare din iarna trecută, de la Roman, din Roman, ca să spun așa, am plecat 4 parlamentari, deși unii nu sunt asimilați cu Romanul, de la PSD au plecat 2 parlamentari, un deputat în persoana lui Alex Rotaru, un tânăr, și eu, senator. Pe această cale țin să mulțumesc cetățenilor și din Roman, romașcanilor și celor din zona Romanului și din tot județul, pentru faptul că ne-au acordat încrederea lor, câștigând alegerile parlamentare la nivelul județului și la nivelul țării. Trebuie să spunem că suntem conștienți că acest vot masiv, pot spune, dat PSD-ului, reprezintă pentru noi o obligație morală extraordinar de mare și totodată de grea. Au avut discuții după depunerea jurământului cu conducerea partidului atât la nivelul județului, dar mai ales la nivelul central. Și dacă nu ni se vor pune bețe în roate, așa cum se vede, noi garantăm că vom realiza programul de guvernare în proporție de 100%. Este garanția dată de președintele partidului, domnul Liviu Dragnea. Și noi spunem că avem posibilitate de a realiza acest program de guvernare, dar așa cum ați văzut, au apărut întârzieri în adoptarea unor măsuri datorită întârzierii privitoare la numirea premierului și la investirea guvernului.
Să revenim la nivel local. Am avut, fiind mandatat de conducerea județeană a partidului și de președintele partidului, domnul Ionel Arsene, o întâlnire la nivelul primării cu actualul primar, domnul interimar, domnul Lucian Micu, domnul președinte al organizației PNL Roman, domnul Laurențiu Leoreanu, nu este în localitate, am înțeles că vine în seara asta, dar am avut o discuție telefonică și cu dânsul. Și scopul acestei întâlniri și a discuției avute a fost aceea de a propune ca la nivelul administrației locale să putem pune PSD-ul un viceprimar. Bineînțeles, motivația fiind aceea că în momentul acesta în care discutăm, alianța PSD-ALDE are majoritate în Parlament, are majoritate în Consiliul Județean și de asemenea are un guvern investit. Deși noi am ieșit câștigători la nivelul județului, nu discut de problema Roman acum, dar la nivelul județului și la alegerile din vara trecută și la alegerile din această iarnă la parlamentare, deși la locale și la parlamentare, am considerat că pentru binele romașcanilor și pentru a putea face ceva pentru acest oraș, ca să spun așa, cu motoarele pornite în plin, să întindem o mână colegilor noștri care au majoritatea în Consiliul Local, tocmai pentru ca susținerea la toate palierele să fie totală. Din păcate, astăzi, în urma unei discuții tot telefonice, am primit un răspuns de la colegii noștri liberali că nu agreiază propunerea noastră, au alte planuri. Sincer, era o propunere care spun eu că era pentru 3-4 luni de zile până la organizarea alegerilor parțiale și cred că era o propunere care era benefică pentru tot orașul. Noi ne-am făcut datoria, am cedat, ca să spun așa, deși suntem câștigători și am întins această mână tocmai pentru binele romașcanilor. Acceptăm, bineînțeles, că nu avem ce face, ținând cont că majoritatea în Consiliul Local este alta decât cea a PSD-ului, decizia lor. Bineînțeles, cu o umbră de părere de rău, că nu vom putea acționa, așa cum am spus, cu motoarele în plin. Ceea ce pot spune romașcanilor este că, indiferent de ce înseamnă culoare politică la nivelul romanului, atât parlamentarii din Roman, cât și consilierii, își vor face datoria pentru votul acordat de cetățeni și vom încerca, în măsura posibilităților și a, să spun așa, ceea ce permite legea, să facem tot ceea ce e bine pentru cetățeni. Privitor la al doilea subiect, au fost nenumărate discuții în ultimile săptămâni privitor la necesitatea unei creșteri a prețului la gunoi, creștere dată de necesitatea transportării gunoiului la, adică acoperirii costului transportării gunoiului la groapa de la Giro. Ținând cont de
situația actuală din oraș. În urma unei analize foarte aprofundate, făcute la nivelul conducerii partidului la nivel județean, s-a stabilit că deocamdată, ținând cont de faptul că am avut o perioadă destul de grea de iarnă, care duce implicit la creșterea cheltuielilor în familie, ținând cont de faptul că, așa cum am promis în campania electorală din iarnă, la începutul anului acesta nu vom fi de acord cu niciun fel de măriri de taxe, impozite sau altceva de genul ăsta, ci doar cu ceea ce înseamnă măsuri privitoare la măririle de salarii promise și la alte facilități care să aducă un spor de venit în buzunarul cetățeanului, s-a hotărât ca la nivelul Consiliului Local Roman, prin cei 6 consilieri ai noștri, să nu fim de acord cu această majorare a prețului la gunoi în acest moment. Din acest motiv vom avea o ședință cu consilierii noștri care vor fi nevoiți și obligați să respecte decizia partidului la nivel de județean și totodată obligați să respecte decizia la nivel național și promisiunea făcută către cetățeni în campania din iarnă. Repet, pentru toată lumea, vom face tot ce depinde de noi la toate nivelele, central, județean, local, să ne respectăm promisiunile făcute. Din acest motiv, am vrut să aduc la cunoștința romașcanilor, prin intermediul dumneavoastră, cele două aspecte privitoare la viața orașului, ca să spun așa. Bineînțeles că una din întrebările dumneavoastră, sunt sigur că va fi cum ne pregătim pentru această campanie care va urma de alegeri locale, alegeri de primar la Roma. La momentul acesta, vă pot spune doar atât. Lucrăm pentru un program care vrem să-l aducem în fața romașcanilor și care să fie credibil, așa cum am prezentat și programul de guvernare pentru următorii 4 ani la nivel național. Și avem în evaluare 2-3 candidați cu care s-a discutat și care sunt în evaluare, urmând ca în cel mai scurt timp, împreună cu președintele organizației județene și cu cel care va fi stabilit că va candida din partea PSD-ului, să vi-l aducem la cunoștință. Acestea sunt lucrurile care am vrut să le transmit romașcanilor prin intermediul dumneavoastră ca vector de imagine și de comentarii. Aștept întrebări și vă răspund la întrebările care aveți depus. Da. Înainte de asta, inițial pe acel proiect, am fost inițiator trecut cu Constantin Colman, tot din partea PSD.
corect. Cine a greșit, de ce a greșit și de ce apare ca și co-inițiator un consilier PSD, dacă PSD nu este de acord cu proiectul? V-am spus că inițial am avut o discuție preliminară. Apariția domnului Holban ca și inițiator nu a fost nici cu aprobarea organizației de la Roman, nici cu aprobarea dânsului, chiar ca și persoană. A fost puțin forțat. În urma discuției avute în biroul de la organizației de la Roman, am spus că e posibil, în urma analizii făcute la nivelul județului, să acceptăm, dacă lucrurile stau atât de grav, să acceptăm această creștere. În urma discuțiilor și analizei făcute la nivelul județului, cu conducerea organizației județene, s-a ajuns la concluzia că nu e oportun ca în acest moment să susținem o creștere a prețului la gunoi. Bineînțeles că e lesne de înțeles pentru a împărți, ca să spun așa, responsabilitatea s-a preferat, dar vă garantez că domnul Boloca își va retrage inițiativ sau va cere retragerea inițiativii sau dacă nu pe el ca și... După cum l-a apărut pe primele acte semnătura lui Titi Holban, care nu era... V-am explicat, deci... Undeva s-au grăbit... Fals în primăria Roma, nu, spus, nu. Se falsifică, nu spun că se falsifică semnături. Trecerea lui Titi Holban a fost puțin forțată, ca să spun așa. Omul a semnat sau nu a semnat proiectul? Că asta din câte știu eu, nu. Asta înseamnă că cineva ia... Nu știu, deci acel primă inițiativă sau, mă rog, am înțeles că a ajuns la Comisia Juridică, nu cunosc mersul pentru respectiv. Pentru că pe proiectul în care apare cu inițiator domnul Boloca se vede ca o semnătură de... Da, sunt amănunte, ceea ce s-a stabilit la nivelul conducerii organizației județene, care este organizația tutelară, se va respecta, deci în acest moment când discutăm, PSD-ul nu va avea niciun inițiator, chiar dacă există unul, acesta va cere retragerea de pe ordinea de zi ca inițiator a respectivului punct. Pentru că nu considerăm oportun ca acum, în pragul iernii, când cheltuierile, v-am spus, familiilor cresc pe încălzire și întreținere, să creștem și prețul gunoiului, indiferent de situație. Eu am înțeles argumentele astea dumneavoastră, că nu înțeleg de ce ar trebui să fie trecut în coiniția de la PSD, dacă PSD nu susține prețul. Vă dați seama, deci. Pentru a împărți, responsabilitatea. Ori atâta timp cât nu vrem nici la bine, nici la rău să împărțim responsabilitatea, eu considerăm că respectivii trebuie să-și asume răspunderea pe ceea ce înseamnă, pentru că ei gestionează orașul. Nu. Da. Nu. Știți foarte bine, e o discuție mai veche. Deci s-a preferat în anii trecuți, deși depozitul de la Giro funcționează cel puțin de un an și jumătate. Ne-am întâlnit împreună în momentul când l-am dat în funcțiune. Noi am cerut încă din acel moment să se transporte deșeurile la Giro. S-a evitat acest lucru și s-a folosit depozit intermediar de la Roman, tocmai pentru că se făceau niște economii. Era, cred că, oportun din vremea aceea să ceară o creștere a prețului pe transport. Dacă
s-ar fi transportat așa cum era normal de la vremea respectivă, inclusiv serviciul de salubrizare a județului, care noi l-am înființat destul de multă zbatere, tocmai pentru a ușura și a debloca situația gunoaielor, ca să spun așa, în județ, ar fi reușit să se autofinanțeze, ar fi reușit să aibă un plus și poate chiar să micșoreze prețul care este și așa mic, pentru că e fără redevența către Consiliul Județean, prețul pe tonă dusă la giro. Din păcate, acest serviciu a mers în pierdere aproape un an de zile. S-a folosit motivul că această groapă de gunoi de la Roman avea aviz de funcționare până la sfârșitul anului trecut și atunci s-au depus, sau mă rog, până la februarie, când, mă rog, nu știu exact, și atunci s-a preferat depunerea gunoiului. Va fi o problemă extraordinar de mare, inclusiv situația acestui depozit, pentru că el, conform informațiilor false aruncate pe piață, nu poate avea soarta vechei gropi de gunoi. Deci el nu poate fi ecologizat prin acoperire, va trebui obligatoriu transportat undeva. Transportat, cred că cel mai ieftin va fi transportat la Cordun, unde este acea stație de sortare, și în urma procesului de sortare se recupereze o serie din cheltuielile necesare transportului, restul în mod obligatoriu cred că vor trebui suportate și eu am atras atenția la momentul respectiv, am fost la tot și am atras atenția, vor trebui suportate ori de primărie, ori de cetățean. Asta însemnând o nouă creștere a prețului la gunoi. Eu, personal, n-am să fiu de acord la momentul respectiv cu o creștere care să influențeze extraordinar de mult sau care să influențeze cetățeanul sau buzunarul cetățeanului. Eu, tocmai asta e problema mare care nu e ținută ascunsă și eu am spus-o încă de la alegerile din vară și înainte de alegerile din vară. Nimeni n-a ascultat, nimeni n-a dat atunci importanță. Va fi o problemă spinoasă pentru administrația orașului. Nu, deci doamna Iulia Havrici este deocamdată la nivelul Consiliului Local un consilier ales pe listele PSD-ului. Fiecare din noi în momentul când am ajuns într-o poziție am fost conștienți de faptul că avem obligații, în primul rând față de cetățeanul care ne-a dat votul, în al doilea rând față de partidul care ne-a sprijinit să ajungem acolo și abia în al treilea rând față de persoana noastră. Știți foarte bine că eu am acceptat extraordinar de multe aspecte atunci când politica și direcția partidului a impus-o. Deci nu cred că putem discuta în acest moment din punct de vedere a unui consilier local de aspectul personal. Discutăm de aspectul că are în spate un număr de oameni care i-au dat un anumit număr de voturi și reprezintă pe acei oameni și totodată a avut în spate o întreagă organizație și un întreg partid care a susținut-o la momentul respectiv pentru a ajunge consilier local. Un asemenea proiect de câte voturi are nevoie? Jumătate plus 1.
Păi tocmai aici e aspectul în care eu am solicitat într-un fel și au fost foarte multe discuții și foarte multe analize, pentru că punem în balanță multe aspecte, au fost foarte multe discuții și tocmai de aceea am spus, dacă vrem bine cetățeanului, să mergem la, și la bine și la rău. Deci în momentul când, ca să vă răspund la prima întrebare, am solicitat postul de viceprimar, nu l-am solicitat cumva pentru PSD. L-am solicitat pentru că aveam altă greutate în a face bine orașului. Știți foarte bine că PSD-ul a mai avut și postul de vice și altă dată și a fost doar pentru a scuții creioane, vorba unui alt deputat. Aici, acum, de ce să spun? Depinde de cum reușește fiecare din cel care e pe opoziție să se impună și să vină cu lucruri, pentru că un viceprimar, dacă ar veni cu un lucru bun pentru oraș, indiferent care este culoarea politică a conducerii administrației locale, nu cred că cineva ar spune nu. Și depinde de cât vrea să se implice. Știți foarte bine, eu am avut situația în care nu eram chiar într-o situație plăcută la nivelul Consiliului Județean și totuși m-am implicat și am realizat lucruri care păreau uneori greu de realizat. Nu vreau să la momentul ăsta, deci aveam o propunere, dar atâta timp cât s-a refuzat colaborarea, nu vreau să lansez absolut niciun nume, pentru că toți consilierii locale la nivel organizației sunt egale. Și nu s-a fost tranșant, nu? Da. Nu, a spus nu, nu cred că va apărea o modificare esențială în acest răspuns. Credeți că aveți două, trei propuneri pentru candidatul la primărie? Da. Și urmează o evaluare? Da. Nu, este evaluarea, se face. Ce costă evaluarea asta? Și sunt cam târziu să mai țineți un nume. Nu, dar nu-l vom ține, deci în maxim o săptămână vom scoate acel nume și îl vom prezenta, vă garantez. Ce condiții trebuie să îndeplinească? Dați-mi voie să păstrăm asta pentru bucătăria noastră. E vorba de notorietate, e vorba de multe lucruri, nu... Cam într-o săptămână îl vom aduce la cunoștința romașcanilor, iar privitor la organizarea alegerilor în 3 luni de zile... Nu, nici n-aveam, cinstit, la nivel central, n-aveam cum să purtăm asemenea discuții în momentul în care noi am fost într-un ritm extraordinar de alert impus de situația creată și anume am avut în primul rând ca target, să spun așa, formarea guvernului și deblocarea situației la nivel național, adică să putem gestiona treburile administrative ale țării. Dar din punctul dumneavoastră de vedere, ce perioadă v-ar avantaja? Mai scurtări sau să fie... Din punctul meu de vedere, eu zic că e aproape imposibil în 3 luni de zile să se organizeze aceste alegeri, datorită faptului că întâi formate birourile electorale, care știți că durează cu numirea judecătorilor, deci e o întreagă logistică care se poate întinde mai mult de o lună de zile, plus probabil 2 săptămâni de campanie electorală, plus o perioadă de, să zic, o lună de precampanie, care oricare partid o ia în calcul, deci eu zic că se vor duce undeva în 4 luni de zile. Da, asta... Știți foarte bine că în țară sunt mai multe localități, mai mari și mai mici, care sunt 8, 9, sunt oricum
e și Craiova, deci să nu recunoaștem, deci care necesită aceste alegeri și bineînțeles că în momentul actual știți foarte bine că guvernul funcționează numai datorită hotărârii de a putea emite ordonanță de urgență și este încă în organizare cu secretarii de stat și cu asta, lucru care se grăbește extraordinar de tare. Dar în mod sigur de la 1 februarie când intrăm în sesiune noi parlamentari în sesiune ordinară, atunci lucrurile se vor reglementa mult mai rapid. Cred că e prematur și nu știu dacă, așa cum am avut întâlnirile de grup cu liderii noștri la nivel național, nu știu dacă această cutumă, cel puțin acum la acest buget, se va respecta. Adică suntem toți conștienți și mai ales conducerea națională a partidului că trebuie să fim foarte atent cu cheltuielile care le facem, tocmai pentru a avea resursele necesare realizării programului de guvernare în termenii și în etapele stabilite. Până acum ați văzut că ne-am ținut de cuvânt, chiar dacă am fost nevoiți pe unele măsuri să amânăm din luna ianuarie să fie aplicabile începând cu 1 februarie. Și le știți foarte bine, nu le mai aduc eu la cunoștință. Ok, mai tranșa, ca să faceți dacă vi se oferea postul și era de viceprimar, era în locată, cum ați spus, secretar de grup și asta însemna mai întâi n-am niște fonduri de la liberanță de listă? Am să vă spun, așa cum am afirmat, eu fac afirmațiile foarte bine documentate și argumentate. Însemna o greutate mai mare, inclusiv la începând de la nivel central în jos. Deci, bineînțeles că nimeni nu... Deci, vă aduceți foarte bine aminte că poate singura dată când s-au împărțit fonduri fără a se ține cu cont de culoarea politică, a fost pe vremea guvernării Ponta, când s-au dat aceleași sume direct prin finanțe la absolut OAT-urile, toate unități administrative pe palierele pe care erau, bineînțeles că la rectificarea din vară care a fost s-au îndreptat unele greșeli care inevitabil, e foarte greu. Asta discutam și cu colegii mei mai vechi din Parlament și am început să înțeleg de ce o serie de legi, mai ales cele de mare impact, apar cu unele lipsuri. E foarte greu să prevezi absolut toate situațiile care se pot ivi, pentru că sunt unele situații punctuale care n-ai cum să le gândești. Și atunci... În concluzie... Nu, e adevărat, nu, dar niciodată. Deci municipiul Roman va fi pe o listă în funcție de solicitări, se vor împărți la nivelul Consiliului Județean. Acum să nu fim răutăcioși. Eu am prins perioada și am încă dosarele și le-am arătat pe vremea când primăriile PSD în perioada 2008-2012 aveau zero pe linie cap-coadă. Nu s-a întâmplat, cel puțin cât am fost eu vicepreședinte la Consiliul Județean, nu s-a întâmplat asta. Și vă garantez că nici actualul președinte și actuala conducere a Consiliului Județean nu este atât de absurdă, este deschisă, dar încă o dată s-au dat niște bani către oraș și nu s-a respectat așa cum s-a promis destinația lor. Deci nu vă mai aduc aminte decât de acel milion de lei, aproape un milion de lei, dat la începutul anului 2016, cofinanțarea pentru managementul deșeurilor, apropo de deșeuri,
și din care nu s-au returnat decât în jumătate, am înțeles aproape. S-au folosit, spune, pentru alte proiecte. Am să comentez în timpul campaniei electorale, îmi rezerv pentru atunci să spun că o serie din acele proiecte care au fost foarte pompos prezentate cu tăieri de pamplici și foarte rapid realizate, constat că în iarna asta au stat în stand-by, adică n-au fost folosite. Știți foarte bine despre ce vorbim. Veți păstra șefii organizației pe secretar la Boman și dacă veți recupera distanța pe care o aveți în numirea celor vicepreședinți care n-am și nu ați mai mici. Da. Deocamdată sunt președinte a organizației Roman. Eu nu... Ce spuneți deocamdată? Păi, deocamdată sunt. Pentru că eu nu... Eu pot păstra președinția unei organizații. Eu eventual pot face ceva să convin colegii mei că în momentul în care are loc conferința municipală de alegeri să-mi acorde încrederea în continuare mie sau altui coleg din organizație. Deci nu e un post care ți-l ții și îl moștenești din tatăl în fiu, ca să zic așa. E un post în care îl ai prin încrederea și votul delegaților la conferință. Privitor la ceea ce a spus dumneavoastră, la ultima ședință de birou a organizației am stabilit sarcină ca organizația de tineret, organizația de femei, organizația de pensionari să stabilească și să-mi aducă la cunoștință datele în care vor organiza conferințele de alegeri la nivelul acestor organizații și atunci, în mod obligatoriu, nu vom îndepărta la unele organizații, cum este cea de tineret, starea de interimat, urmând ca mai apoi mai în vară, probabil spre toamnă, după cum se va stabili de la nivel central, pentru că așa s-a stabilit când se vor organiza conferințele de alegeri pe organizații la nivelul orașelor și comunelor, să organizăm și noi această conferință și să vedem cel care va rămâne președintele organizației Roman. Bineînțeles, extraordinar de mult și va avea de cântărit și rezultatul de la aceste alegeri parțiale a aceea de alegerea primarului la Roma. Schimbați obiceiul domnului senator anterior de a face conferințe de presă odată la 2 ani sau și nu. Nu, intenționez o... Am înțeles. Intenționez să comunic extraordinar de mult cu, în primul rând, cu dumneavoastră, cu mass media. Voi ține conferințe de presă la nivelul atunci când vor fi lucruri, într-adevăr, că, cum zic, nu sunt nici adeptul să ții o conferință de presă numai de dragul de a apărea undeva în public. Adică când vor fi lucruri foarte importante și lucruri care le consider atât la nivelul biroului senatorial, pentru că, în general, chiar dacă îmbinăm activitatea biroului senatorial cu activitatea organizației, cred că trebuie să existe totuși o distinție în sensul că o serie de probleme care țin mai ales de activitatea biroului senatorial vor fi prin conferințe de presă aferente biroului senatorial, cele care țin de organizație și de asta vor fi prin organizație. V-am spus, am fost nevoit datorită hotărârilor luate la nivelul organizației și conducerii organizației județene să convoc această conferință de presă foarte rapid. Vă spun cinstit că noi în perioada de după depunerea jurământului la Parlament n-am avut un program fix. E posibil ca mâine sau poimâine să fim chemați de urgență la București. E posibil și atunci
Nu. Eu mâine voi participa la activitățile organizate de Primăria Roman, pentru că prefer să stau aici în colegiu, mai ales acum, decât să mă duc în alte zone, indiferent care este situația. Organizat cabinetul? Ce persoane ați angajat? Veți vedea la momentul respectiv. Am stabilit colaborări și am stabilit persoanele. Dar nu cred că asta e un lucru atât de important. Cabinetul rămâne tot acolo, în aceeași locație în care a fost cabinetul senatorial de când stăm în această locație, e deocamdată. A mai apărut un cabinet parlamentar, cel al deputatului Alex Rotaru, este tot în aceeași locație. Într-adevăr, bucuria este mare pentru că am reușit să dăm o forță mai mare organizației din Roman, având doi parlamentari, altfel punem problema, ca să spunem așa. Da, eu, așa cum am spus imediat după alegerile locale, mi-am depus mandatul normal în fața conducerii și biroului de la județean, iar în urma analizei care s-a făcut, s-a ajuns la concluzia că, de fapt, timpul în care eu am preluat organizația și am încercat să o revitalizez, să spun așa, adică să-i dau un plus de forță. Și de asemenea, încercarea noastră de a apărea cu un candidat neimplicat politic sau nu cu un istoric politic și cu un proiect nou în ceea ce privește o campanie electorală, n-a fost bine privit de Romașcan, dar eu cred că cea mai mare deficiență a fost în comunicare, în comunicarea cu romașcanii. Și la momentul respectiv s-a considerat că nu neapărat e vina mea, deși eu mi-am asumat-o ca președinte de organizație, normal, știți cum e, la câștig sunt toți, la pierdere unul singur. Ceea ce a contat extraordinar de mult în nominalizarea mea a fost, de fapt, activitatea în cei 18 ani aproape în care am fost în acest partid, faptul că n-am schimbat partidul, indiferent de câte propuneri mi s-au făcut, faptul că acolo unde am fost trimis, am încercat și s-a constatat și s-a ajuns la concluzia că mi-am făcut treaba așa cum s-a cerut, a cântărit extraordinar de mult în decizia luată. Și bineînțeles, poate și faptul că eram o persoană mai cunoscută, să spun așa. Aia depinde de ce percepeți dumneavoastră și cetățenii.